să nu retrogradeze nimeni și să promoveze două sau chiar patru echipe. Tehnicianul lui Gazmetan Mediaș, Dușan Uhrin, a vorbit despre situația actuală din fotbalul românesc și a explicat că, în opinia sa, Liga 1 ar putea avea chiar 18 echipe în sezonul următor. Antrenorul Gazului a mai spus că este important să fie luate cele mai bune măsuri pentru siguranța tuturor celor implicați în fenomen. This competition start to be not correct because Dinamo has a lot of problems and this is not their fault. Competiția începe să fie incorrectă. Dinamo are foarte multe probleme și nu cred că este vina lor. Dacă au mulți jucători cu probleme, nu pot evolua. Din acest motiv, cred că federația ar putea să stabilească alte reguli și nicio echipă să nu retrogradeze. Iar din Liga a doua să promoveze mai multe echipe. Să se mai joace două runde și gata, iar apoi să fie 16 sau 18 echipe. Se poate juca, dar fără ca nimeni să retrogradeze. De asemenea, echipele cele mai bine clasate din Liga a doua să promoveze. Sunt multe echipe cu stadioane bune, poate mai bune ca ale unora din prima divizie. Asta e important în contextul în care suporterii ar putea reveni și ei pe stadion să aibă un anumit confort. E clar că avem nevoie de suporteri înapoi în tribune. Nu știm când va începe sezonul viitor, dar în felul acesta poate s-ar putea lămuri și acest aspect. Este important să fie făcute cele mai bune lucruri pentru fotbal, jucătorii și antrenorii să fie în siguranță pentru că situația nu este bună deloc. Sper să se îmbunătățească lucrurile, însă până acum nu s-a schimbat nimic. And safe players also, safe trainers, safe everybody around us because situation is not good, really not good. And I hope we'll be better, but until now, nothing to change.